insistat să vină pe la noi, pentru că oamenii chiar au treabă și nu se ocupă cu apărutul la televizor, ci cu salvatul de vieți omenești, dar am insistat pentru că am vrut să-l cunoașteți pe șeful biroului de coordonare intervenții și misiuni ISU București, Ilfov, pe Ștefan Olteanu. Vă rog să-l aplaudați, este un om între oameni, este un salvator, este unul dintre pompierii, dintre salvatorii ce au ajuns primii la locul faptei. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața! Nu am în cap decât expresia ta, o imagine ce nu-ți iese toată viața din cap. Cam asta a fost prima ta imagine când ai ajuns la clubul colectiv. Este adevărat. Hai să o luăm pe pași și să ții microfonul un pic mai aproape de gură. Ați primit telefonul, v-ați deplasat, de-abia când ați ajuns acolo s-a dat codul roșu și v-ați dat seama de măsura tragediei. Ați putut intra, ați găsit poarta, ați găsit clubul. Da, a fost, în primul rând a fost dificil, pentru că încă de când am început să ne apropiem de obiectiv, am observat că erau foarte multe victime, foarte mulți oameni care reușiseră să se evacueze și ne-am dat seama de proporția evenimentului, deoarece erau degajări de fum și, în primul rând, atât de mulți oameni. Am făcut tot posibilul să intrăm pe acel culoar care ne permitea accesul către club cu autospecialele. Am încercat să păstrăm un flux pentru ambulanțe care trebuiau să intre și să iasă. A fost destul de dificil pentru că erau mașini parcate pe stânga și pe dreapta acelui culoar, însă am reușit. Am reușit să ne creăm locul de care aveam nevoie. Care a fost primul lucru pe care l-ai văzut când ai intrat în club? Am intrat pe jos, am intrat alergând, pentru că trebuia să-mi fac o imagine asupra exteriorului, cât și asupra interiorului, asupra amplasării clubului, pentru a putea aduce cât mai aproape și a amplasa eficient toate resursele cu care am ajuns la locul evenimentului. Ai intrat să-ți faci o idee, să vezi de ce ai nevoie. Da, am intrat pe jos, am intrat alergând și în momentul în care eu... Știu că stația din mână în momentul în care ai intrat în club? Da, asta a fost puțin mai târziu. În primă instanță am pătruns pe acel culoar și o mare de oameni alerga către mine. O mare de oameni arși, desfigurați, cu hainele zdrențuite, topite pe ei. Unii dintre ei care mai aveau putere țipau, spuneau că sunt prieteni de ai lor înăuntru. Ne-am deplasat cât de repede s-a putut omenește. Am ajuns în fața clubului, în față erau căzuți, erau în stare de inconștiență, aproximativ 15-20 de persoane. Înăuntru erau încă degajări mari de fum. Flăcările nu mai erau prezente la momentul la care am ajuns noi. Asta, o să vorbim puțin și despre acest fenomen al incendiului, felul în care s-a manifestat la interior și de ce au fost atât de multe victime. Erau încă degajări foarte mari de fum, după cum spuneam, și înăuntru nu s-a putut pătrunde decât cu ajutorul aparatelor de respirat, nu se putea respira altfel. Am amplasat autospecialele, au venit ambulanțele de la Smurd, acolo, în momentul în care am ajuns noi, mai erau două ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță al Municipiului București, colegi cu care, de asemenea, pe această cale li s-a mulțumit, vreau să le mulțumesc și eu, am lucrat foarte bine, a fost o cooperare foarte bună, pentru că, din momentul în care am ajuns, echipajul s-a împărțit în două, toți oamenii pe care îi aveam la dispoziție am împărțit în două echipe. O echipă de o parte care au făcut căutare și salvare, altă parte care a făcut transportul victimelor către punctele de acordare a primului ajutor medical la ambulanțe în speță. Tu ai avut emoții? La momentul ăla, nu. Nu, pentru că probabil e indus, e nativ, e din cauza antrenamentului, toți acești factori fac ca în momentul în care suntem puși în fața unei situații de criză, partea emoțională să fie blocată, să primeze rațiunea, pentru că o emoție în jobul pe care îl avem noi, da, în misiunile pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit, o emoție poate face diferența între succes și... Între viață și moarte. Exact, între viață și moarte. Direct, între viață. Când ai realizat dimensiunile tragediei? După ce s-a terminat, după ce a fost ultima victimă, după ce a fost transportată cu ambulanța de la locul faptei, după ce am văzut decedații cărora medicii, după ce au trecut prin procesul de resuscitare, le-au stabilit decesul, atunci cred că am realizat cu adevărat partea emoțională.
a înțeles cât de mare și cât de grav era și ce amploare fantastică a avut fenomenul. La momentul la care am ajuns acolo, unicul gând a fost îndreptat către cei care aveau nevoie de ajutor, cei care trebuiau transportați în cel mai scurt timp către locul unde, în care puteau fi ajutați, în speță la ambulanțe, către cei care erau încă surprinși înăuntru și am fost conștienți în orice moment că fiecare secundă pierdută poate face diferența între viață și moarte. Cam câte misiuni ai la activ de când lucrezi în... Ar fi greu să le număr. Sute? Mii? Sunt cu siguranță sute bune, nu, poate și peste mie. Ai mai văzut așa ceva în mie? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu și nici măcar să se apropie, ca și amploare, nici măcar să se apropie. Au mai fost intervenții dificile la care am participat, la care au fost persoane decedate, însă numărul a fost mult, mult mai mic. E o imagine pe care cu siguranță nu ți-o poți șterge din minte. Gândiți-vă ce au văzut ochii acestui salvator și cum Dumnezeu știe cum și-a adunat forțele și a reușit să salveze singur vreo 30 de persoane, am aflat de la colegii tăi. Mă rog, împreună cu cei care au ajuns la locul faptei, că erau de la ambulanța municipiului București, că erau de la Smurt, că erau de la ISU, de ani buni știți că bănuții noștri la calcularea impozitului pe venitul global se duc spre acești salvatori. Niciodată n-am pus problema, știu exact unde se duc bănuții mei și uite că oamenii ăștia nu ne dezamăgesc niciodată. Va avea și prietenul nostru nevoie de consiliere psihologică, cu siguranță. Asta nu au însă timp. Au alte misiuni, au alte vieți de salvat, au alte familii de liniștit în măsura în care se poate. Te-ai gândit vreo secundă când ai ajuns la colectiv că s-ar putea să fie unul dintre ai tăi în interior? Din păcate, da. Erau majoritatea celor care erau acolo erau de vârstă apropiată mie. N-aș fi sincer să nu spun că nu m-am gândit că ar putea fi unul dintre prietenii mei, unul dintre cunoscuți acolo. Și ăsta a fost un factor care m-a motivat extrem de mult și mi-am dat seama că trebuia să mobilizăm tot ce aveam resursă pentru a ne asigura că am făcut ceea ce a trebuit să facem, să ne facem datoria și să dăm tot ce avem mai bun pentru a putea să-i ajutăm. După ce vezi o nenorocire ca asta, după ce la un moment dat te simți neputincios în fața focului, după ce îți vine să rupi hainele de pe tine doar să se întoarcă 2-3 dintre cei pe care i-ai pierdut pentru că ai ajuns prea târziu sau nu se mai putea face nimic, te-ai gândit vreodată să renunți? Niciodată. Astea sunt momente care înclină balanța în favoarea vreau să continui. Pentru că, dincolo de tragedie, trebuie să tragem învățămintele care trebuie din această nefericită întâmplare. Trebuie să învățăm ce a mers prost și ce putem face pentru a evita și pentru a nu se mai întâmpla un eveniment de o asemenea amploare. 30 de persoane au pierdut bătălia, 137 sunt internate, 57 în stare critică și stare gravă. Minori, parte dintre ei, s-au mobilizat exemplar cei din spitale din București, ba chiar au reușit niște transferuri pentru că erau frați care ar fi trebuit să stea în același loc să fie mai ușor aparținătorilor să ia legătura cu ei. Este adevărat. Aș vrea să fac o scurtă completare. După ce am ajuns acolo, au fost foarte multe informații transmise către dispeceratul nostru. Pe baza ceea ce am văzut acolo, am solicitat foarte multe forțe în sprijin, au fost chemate aproape toate ambulanțele SMURT din București, au venit aproape toate ambulanțele de la serviciul de ambulanță și totodată s-au activat niște proceduri interne care au adus acolo mai multe instituții. Au fost colegii de la jandarmerie, poliția a fost alături de noi și s-a muncit umăr la umăr într-o solidaritate de plin, aș putea spune. Mi-e groază să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă lucrul ăsta ar fi izbucnit într-un oraș mai mic și cu mai puține dotări. Din păcate, suntem o țară săracă.
hai să ajungem la discuția tehnică. Și întrebarea este, cum s-a întâmplat ca de la o flamă, niște artificii nenorocite, în 3 secunde, atât a spus Alin, martorul nostru, în 3 secunde, în 10 secunde, în 15 secunde, să fie iadul pe pământ în clubul ăsta? Cred că foarte mulți dintre cei care ne privesc acum au văzut fotografiile care circulă în mediul online. De fapt, e o singură fotografie cu un stâlp care s-a aprins și se poate vedea că focul s-a propagat foarte tare la partea de sus, la plafon. Acel club au încercat, soluția tehnică pe care au încercat ei să o aplice acolo a fost tapetarea plafonului și a stâlpilor respectiv cu un burete fonoabsorbant. Din păcate, soluția tehnică pe care au ales-o ei a fost una nefericită, pentru că respectivul burete este extrem de inflamabil. Orice sursă de foc deschisă, îndreptată către el, duce la ceea ce s-a văzut, la o ardere aproape instant. S-a propagat extrem de tare și din tot buretele care era aplicat pe plafon, nu a rămas nici măcar 10 cm. A ars tot și a ars extrem de repede. Era lemn amplasat la aproximativ 25-30 de cm de buretele respectiv, lemn care nu s-a aprins. A ars atât de repede acel burete încât lemnul nu s-a aprins, dar pe de altă parte, arderea asta rapidă a avut mari neajunsuri, din păcate pentru cei care erau acolo. A însemnat o degajare aproape instantă și uriașă de fum care conținea foarte multe substanțe toxice, o degajare extrem de rapidă de temperatură și totodată o ploaie de foc. Cei care au fost înăuntru acolo, a fost o ploaie de foc care a căzut peste ei, pentru că plasticul ăla, că e un plastic de fapt, un plastic expandat, s-a topit și a căzut pe ei topit și arzând. Nu știu dacă vă puteți imagina, dar cred că e mai bine în iad decât a fost pentru ei acolo. Știu că ați găsit obiecte ce nu au fost mutate în zona barului, în zona sticlelor din bar. Astea sunt detalii care vor fi dezvăluite pe parcursul anchetei, care se desfășoară acum și vor fi elucidate aceste detalii. Vreau să dau o dimensiune de tragedie. Când spune ploaie de foc, chiar la asta se referă, la ploaie de foc. Gândiți-vă o găleată de plastic topit care curge pe creștetul dumneavoastră. Cam asta s-a întâmplat acolo. De aici, nu toate victimele au pierit așa. Unii intoxicați cu fum, cei mai mulți cu arsuri interne. Totul a plecat de la o banală artificie de tort, pe care toți am folosit-o, toți o vedem, știm că e practic inofensivă, credem că e inofensivă. De fapt, s-a dovedit că nu a fost deloc așa și nefolosită cum trebuie, atrage după sine o catastrofă. Ce crezi că nu o să poți uita vreodată din ce ai văzut vineri seara acolo? Mi s-a adresat de multe ori întrebarea asta. Imaginea care mi-a rămas întipărită și care aș putea spune că e una dintre cele care sunt cele mai puternice, e aceea care, imaginea care m-a întâmpinat în momentul în care am intrat pe culoar și am alergat. Atunci mi-am dat seama de dimensiunile catastrofei. Să vezi zeci de oameni, aș putea spune că erau aproape 100, zeci de oameni venind către tine, niciunul întreg, e fabulos. Unii, era și o liniște totodată, unii foarte puțin strigau, dar marea majoritate erau amorțiți de durere, amorțiți de frică. E intens, e uriaș. Nu știu cum reziști, nu știu ce mecanisme de apărare ai, cu siguranță sunt mai bune decât ale mele. Probabil m-ar fi dărâmat definitiv o astfel de imagine. Văd că pe tine te motivează să continui să faci meseria. Ștefan Olteanu este șef Birou Coordonare Intervenții și Misiuni ISU București Ilfov. În cartea de muncă, în sufletele noastre, este un mare om. Am insistat să vină astăzi la Neața, știind că are de lucru să îi putem vedea și pe cei care ne fac mult bine, nu doar pe cei care ne fac rău când nimeni nu le cere. Și l-am chemat pe Ștefan Olteanu, ca împreună cu ai mei colegi, să facem următoarea mișcare. Dani,
Flavia, Văduț, ridicați-vă în picioare. Doamnelor, domnilor, mulțumim, Ștefan!